la editura Humanitas, ediție îngrijită de Alexandru Badea. Cartea debutează cu acele amintiri universitare care au fost deja evocate. Și de acolo am descoperit chestiuni pe care le-am comparat cu ce se întâmplă astăzi. De fapt, două obiective am avut în lectura mea. Să compar ce s-a spus atunci cu ce se întâmplă astăzi în societatea noastră și să văd în ce măsură Mai Ionescu s-a întâlnit sau a dialogat cumva cu Ion Petrovici. Și la prima observație, cea comparativă, am descoperit, spre exemplu, că în perioada interbelică, liceenii mergeau la cursurile din universități, funcție de opțiuni, de interese, de curiozități, și o practicau destul de mult. Fapt care astăzi, vă spun sincer, nu prea se mai produce. Sau nu se produce la scara comparabilă. Mi-amintesc că și la mine, la cursuri, când eram mai tânăr, veneau și elevi, dar mai ales elevi. Nu gândindu-se nu la filozofia mea, ci probabil la alte aspecte. Acum nu mai vin nici elevi. Nici studenți. Sau nu? Nu. Mai mult, am descoperit că în perioada interbelică existau asociații de elevi și ei făceau conferințe și discutau pe marginea cărților, a evenimentelor, a momentelor. Ceea ce astăzi, nu știu dacă se mai... Tot aici, în amintirea universitare, am descoperit maniera socratică a lui Mai Ionescu de a face școală. Mai utică aceasta a lui, bazată pe ironie fină, pornind chiar de la disputa pe care o purta cu Mircea Florian. Mircea Florian voia să dureze gândirea că există filozofie și că merită făcută istoria filozofiei, iar Mai Ionescu spunea că nu există filozofie, că există doar filozofare. Și de aici, în permanent, dispută, inclusiv din felul în care își programau cursurile, unul înaintea celuilalt, pentru a construi replici amare la adresa celuilalt. Este continuat descrierea magistrului cu referințe la examenul pe care le purta cu studenții, inclusiv examenele lui Mircea Vulcănescu, la logică, de vreo două ori, la filozofia religiei și la celelalte cursuri care participa. Sunt aduse elogii frumoase despre cursul de filozofia religiei pe care îl făcea Nae Ionescu. Este abordată și chestiunea raportului dintre gânditorul Nae Ionescu și politica pe care a făcut-o în perioada interbelică. Este de asemenea chestiunea spinoasă aceea a relației gânditorului cu garda de fier. Și aici Mircea Vulcănescu, meritul Mircea Vulcănescu, este de a aduce impresii, mărturii, amintiri și pro și contra, fără a catalixi, să formeze o concluzie categorică, dacă Nae Ionescu a mers până în inima ideologiei cărți de fer sau s-a rezervat la o magie. Sunt prezentate și alte amintiri, dar eu nu vreau să vă rețin timpul și să vă vitregesc de posibilitatea de a parcurge dumneavoastră cartea care chiar merită să fie parcursă. Vă spun un cititor trecut prin multe și îmi pare rău că am așteptat ca doar domnul Viorel Burlacu să îmi provoace această lectură. Vă mulțumesc, vă felicit pentru activitatea pe care o faceți și promit că voi reveni de câte ori va fi posibilă.